Iar fetele, cu ce vă să ne încânte de anul nou? Cu ce bucoate? Ceva foarte și foarte frumos! Vom decora brăduți din ciocolată! Și vom face omuleți de zăpadă, din ou și muțarela! Iar noi cu ce vă putem ajuta? Să topiți această ciocolată! More! Ciocolată, mamă! Wow, nici nu trebuie să o separăm! Deja este divizată, Mircea! Foarte bine! Hai, pune-le aici în bol! Ce bucăți de ciocolată! Tati, se pare că asta este ciocolată de gătit pentru copturi și prăjituri. Văd, mami, și eu, pentru că este foarte, foarte, foarte mare. Oare să fie ciocolată amară, Ionisa? Da! Dar și Matei ajută! Wow! Uite, tati, pe partea cealaltă e ciocolată neagră. Și când se va topi, va fi ca și laptele cu cacao. La început turnăm apă. Ea va fierbe. Și deasupra vom pune această tigaie în care va fi ciocolata noastră, care se va topi de la aburile de dedesubt. Tati, te-ai gândit așa să avem toate condițiile aici în iglu? Foarte fain! Și copiii sunt bucuroși, da, Melissa? Da, abia așteptăm ciocolata! Bine, atunci dați ciocolata încoace! Tati, avem de topit puțină ciocolată! Pipe, pace, aragazul își va face treaba! Prima vom topi ciocolata albă și după aia restul. Iată, ciocolata deja stă și așteaptă căldura de desubt. Da, încă puțin și începe să se topească, tati. Iar noi pregătim conurile pentru brăduții noștri. Conurile vor fi pe post de brăduți? Da, sunt paharele de la înghețată. Iar aici la noi se topește câte un pic ciocolata. Arată frumos. Ciocolata noastră s-a topit, dar ea privește, tati, pe partea cealaltă inferioară era cu ciocolată... Cafenie și s-a făcut așa o culoare bej. Dar tot e interesant. Și se va întări? Da. Pe con? Și vom mânca. Conuri cu ciocolată. Este un brăduț. Dar asta nu e tot. Presurăm cu globuri pe bradul nostru. Globuri colorate. Wow! Hai că te ajut eu, Mircea. Uite așa. Ce frumos! Și acum Matei va face următorul. Ce idee grozavă, tati! Pentru toți care vor să sărbătorească Revelionul într-un stil deosebit. Ia privește ce brad frumos e reușit. Matei este deja pregătit. Iar eu vreau să decorez ultimul brăduț alb. Wow, și altfel de ornamente ai? Desigur. Vai, și Mircea cu Matei? Vai, ce frumoși sunt! Chiar este un brad frumos. Și uite, și așa brad avem, cu confeti. Foarte frumos. Original, îl punem acolo să se usuce, nu știu, să se întărească. După aceea îl consumăm. Iată așa, aici lângă Matei. Matei, ai grijă de brăduți. Dacă îți plac brăduții noștri, apasă pe like. Da, tati, încă puțin. Sunt minute numărate până la Revelion și spunem tuturor la mulți ani. Mami, eu zic că reușim. Reușim să facem cârnații până la ora 12. Da. Și să-i mâncăm. Dar și omuliții de zăpadă. Am uitat de ei. Până una alta, noi vom face niște omuleți de zăpadă din mozzarella. Așa e, Melissa. Dacă nu avem zăpadă, măcar să-i facem din mozzarella. Pregătim masa pentru brăduți. Aici a venit tati ciocolata topită. Tati ne-a ajutat. Răsuflecăm mâinicile. Iar aici avem ciocolată topită. De data aceasta este neagră. Tati, să știi că mi-a plăcut foarte mult ideea copiilor cu împodobirea brazilor din înghețată. Wow! Să ungem brăduții! Super! Vai. Ce bine arată, Melissa! Papilutela! Da! Iar Mircea pregătește un alt decor! Wow! Deja buline. Sunt buline din astea! Globulițe! Așa e! Eu voi decora primul brăduț. Hai să vedem cum o faci. Și Matei are unul. Da, și Matei are. Hai, Mateiaș! Vai! Așa!
Ce frumos! Bravo, Matei! Minciulică, hai că te ajut și eu. Așa? Vai! Ce mari sunt globurile, ca și bradul nostru din casă! Dar sunt numai comestibili? Da. Da, desigur! Matei, decurat și masa! Da, dar păi așa, tati, dacă avem ajutor, mai multe mâini... Matei le sunge de pe masă și le pune pe brăduț. Și le mănâncă. Următorul... De la noi, Melissa! Poftim! Mulțumesc! Uite așa! Ce frumos! Vai! Și ăștia deja s-au uscat, s-a întărit ciocolata. Mici aici am proașcă. Deci nouă împrumutăm de la tine niște globuri. Wow, diferite culori! Dar eu am scăpat conul cu ciocolată! Dar s-a făcut bine! Iar acum pregătim Moș Crăciun comestibil, împreună cu Melissa, Mircea și tati. Ok, dar ce trebuie să fac eu? Tati, să dai prirăzătoare cașcavalul! Hai, o facem și pe asta! Doar că nu prea mult, tati! Ajunge? Nu, încă puțin, te rog! Ok! Iar eu voi pregăti mozzarella pentru baba de zăpadă! Iar eu pregătesc o seringă pentru cupt! Iar eu am finisat? Ok! Iar acum, tati, adaugă acolo două linguri de brânză! Ok, Google! Două linguri! Și amestecăm bine! Deschidem mozzarella. Wow! Și Matei? Wow! Super, Matei! Și din brânza noastră cu cașcaval, tati, care l-a pregătit, cu Melissa vom face biluțe rotunde. Modelăm așa din mâncarea noastră. Și ce ele sunt? Va fi capul lui Moș Crăciun. Le punem aici pe platou să se odihnească. Mami, dar câte capuri are Moș Crăciun? Cam câte roșii sunt în caserolă? Uite așa! Mircea cu Matei vor găti baza omuleților de zăpadă, desigur din mozzarella și scobitori. Și să nu uitați că sunt din trei componente. Așa e! Iar tu, tati, vei pregăti căciulița, nasul, gura, ochii, nasturii! Nu cam multe am eu de făcut! Și iată aici, primii omuleți de zăpadă sunt pregătiți. Ia priviți! A rămas doar să punem ochii, nasul și nasturii. Iată aici mai am pregătit căciulițele, ochii și nasturii și nasurile. Iată avem scobitoarea și punem baza, o mozzarella, a doua. Dar în loc de mozzarella putea să fie și ou de prepeliță. Așa e. Dacă ne dai nouă voie, punem în cratiță la fiert ouă de prepeliță și facem și cu ouă. Depinde fiecare cum îi place. Mie îmi place cu mozzarella mai mult. Și deasupra punem căciulița din morcov. Ca să încapă mai bine aici, nasturii noștri, așa facem cu cuțitul un pic, tăiem, să le facem loc și la ochi. Și hai să încercăm acum să vedem cum ne reușește. Prima punem nasturile de jos. Wow, se ține bine! Următorul, aici, la fel se ține bine. Iar acum ochișorii! Și desigur nasul! Și gata, omuleții noștri de zăpadă sunt numai buni de mâncat! Toți muncesc de zor în iglu nostru, se pregătesc de revelion! Încă puțin, încă o oră și e anul nou! Se distrează, uite la ei, privesc televizorul! Wow, toți muncesc de zor! Da, mami, și... V-am văzut și de pe balcon! Și să vezi că am găsit o nouă soluție, pentru ca să nu cadă jos, ca să stea cât mai drept. Wow, ce mulți sunt! Și ce frumoși toți! Și Melissa aici se chinuie? Wow! V-ați străduit! Și aici avem un costrovete din care vom găti brăduți! Aperitiv din brăduți! Cu stea! Oho! Da! Și așa ceva există! Tati, la fel îți mânezi ție! Azi tu ești bucătarul șef!
mi-ar plăcea să fiu mai mult degustator, șef. Las că e bine și așa. O! Așa. Este. Tati, ar fi de dorit să fie mai late, dar hai să încercăm să facem și de fâșiile astea. Cu așa ceva nu prea faci treabă. Da, asta este de curățat, dar dacă avem una mai lată, eu zic că se va primi bine, ne va reuși. Așa că mergem după aia să cumpărăm ceva mai mare. Iar acum am înțeles că trebuie să fac și o stiluță. Desigur! Iată, Melissa încearcă acolo deja să facă brăduții. Dar nu prea mi se primește. Iată, am aici un bețișor pentru frigărui. Îl voi rupe în jumătate, pentru că brăduții noștri nu sunt atât de mari. Voi lua baza pentru brăduți, tot din castravete și tot care se mănâncă, tati. Și după aceea, hai să încercăm să-l confecționăm. Iar eu mi-am făcut steluța. Wow, ce frumos! Parcă este un omuleț, dar e super faină. Steluța lui Vlad Țepeș. Așa. Vai, tati, ia priviți ce brăduț avem noi și cel mai important, se consumă, se mănâncă. Și e foarte frumos. Iată că a mai venit o steluță. Hai să o punem aici la brăduțul nostru. Mai vine un brăduț? Așa, și de la un brad la altul, tati. Noi ne perfecționăm, devin din ce în ce mai frumoși. Și mai vine steluța? Da, tati deja face steluțele așa, ca la carte. Te îndemnăm și pe tine să pregătești o astfel de masă de sărbătoare. Să vezi cu cât entuziasm fiecare lucrează la sarcina care a fost pusă. Și foarte frumos, tati, să vezi ce de bine arată de aici. Vai, și dintr-o parte. A, eu, da? Da, și tu, la fel. Am încărcat seringa. Presăm un pic. Așa. Și este. Așa. Este plină cu brânză. Cu brânză. Mami, acum facem Moș Crăciunii. Așa, seringa deocamdată o punem într-o parte. Am nevoie de un cuțit. Și hai să tăiem baza. Așa ca să se țină. Iată, am tăiat. Și acum căciulița lui Moș Crăciun. Vă arătăm imediat despre ce este vorba. Iată așa. Și am pus așa o formă, steluță mai micuță, pentru că și roșiile noastre sunt mici. Și iată cum decorăm cu barba lui Moș Crăciun. Mi s-a luat chiar gulerul de la... De la haină. La haină. Așa. Pe mijloc punem din biluțele pe care le-am pregătit și care au dispărut între timp de aici. Nu știu cine. Nu știu. Dar mai facem noi. Și o punem aici. Și deasupra punem căciulița. Dar până o pune, facem părul lui Moș Crăciun. Care este cărunt. Uite așa. Ta-da! Hehe! Ho, ho, ho! Mami, dar avem nevoie și de ochi. Foarte bine zici, dar până la ochi, hai să-i facem bombonul, pomponul, cum îi ziceți voi? Iată așa! Aici avem semințele de susan, iar aici avem sucul de la roșie. Muiem bine și... Ta-da! Și punem un ochi și al doilea. Ta-da! Stai puțin. Perfect, mami! Iată așa. Mai facem și năsucul? Fără, mami. Fără? Dar Moș Crăciun trebuie să aibă mustăți, nu? Ai făcut un Moș Crăciun din China. Da, mami. E foarte frumos Moș Crăciunul nostru. Ia priviți și cum usteți! Ho, ho, ho! Și ultimul Moș Crăciun, ia priviți cum așteaptă cu minții să facă cadouri copiilor! Eu aranjez farfuriile pe masă pentru fiecare, de la mic până la mare. Ce, plecăm la mare? Iar eu aranjez pe masă șervețele cu Moș Crăciun.
și gata! Dar să nu uităm și de tacâmuri! Și aici! Ciucrimăzi! Și încă două! Dar niciun revelion nu trece fără de artificii de brad! Tati, cu ce te ocupi? Ce faci aici? Cum ce fac, mami? Decorez masa noastră de sărbătoare, de revelion! Iar acum, când toată familia este adunată la masa de sărbătoare, putem să zicem... La mulți ani! Felicitări tuturor! La mulți ani! Un revelion minunat! Dar ce fel de revelion fără de artificii? Și ultima! Uite ce frumos este aici la noi și miros a sărbătoare! Parcă sunt niște stele! Așa e, cum Ionuț? Îți place? Iată cele două s-au stins! Gata! Și pe final, de focuri de artificii! Câte un suc fiecare! Da! De la mic până la mare, sucul... Pop-o! Este! Hai, tati! Să începem de la cel mai mic! Wow, tati, dar ce culoare! Foarte frumoasă! Trebuie să fie gustoasă, cu zmeură! Oh, yummy! Mm-hmm. E cu zmeură, ia! Și Ionuț? Ciocnim! Așa este! Dar nu suntem copii, mami! Deci să ciocnim paharul pentru anul care a trecut! Și anul care vine! Să ne fie la toți bine! Iar acum să gustăm din bucatele pe care le-am pregătit noi cu toții împreună! Și începem de la... Omulețe de zăfadă! Hai, Mircea! Iar tu, ce-ai gătit cu stoți de revelion? Spune-ne și nouă! Ce-ai făcut tu? Sau mama? Sau bunica? Sau tata? Ionuț, dar tu ce-ai să mănânci? Eu zic să-i dăm o înghețată! Poftim! Wow! Poftă bună, Ionuț! Eu nu știu tati ce să facă cu ea! Să se joace ori să mănânce! Hai, mușcă! Așa! Așa! Bravo, Ionuț! Delicios! Ca și tine! Eu deja mănânc omuletul de zăpadă! Parcă ar fi frigărui! Da! Poftă bună! Mulțumesc! Matei, știi că iubește Moș Crăciunii? Oh! Wow! Bravo, Mateiaș! E gustos, Matei? E foarte gustos! Îți place? Matei, niciodată nu spune minciuni! Eu deja mănânc prădusul care l-am făcut chiar eu! Oh, Melissa, iepurile! Poftă bună! Mulțumim! Iar eu voi mânca din cârnăciorii noștri, din cartof. Cum sunt, tati? Am înțeles, fără comentarii. Eu îmi pot de ciocolată. Din ciocolată? Neagră sau albă? Negru. Neagru, neagru. Ține! Poftim! Poftă bună! Wow! E gustos? Și lui Ionuț îi place! Vreau și un brăduț! Cu ciocolată neagră! Oh, vai, și ce împodobit este! Pe acesta l-am făcut eu! Hai, gustă-l și să-mi spui și nouă! Parcă e pască! Wow! Și Melissa, ai trecut și tu la cârnați! Da, desigur! Au rămas clipe, minute, secunde numărate și acum se încep focurile de artificii. Este ora 12! Prima minută din anul 2022! Wow! Ce frumos! Și iată Revelion 2022! La
La mulți ani! Uite câte focuri de artificii! Și plin de bucurii și multă sănătate! La mulți ani tuturor! La mulți ani! Mami, dar ce zici? Să lăsăm și noi câteva! Ai? Nu sunt puternice, sunt permise de către legislația din România, dar ce avem? Ok, hai să încercăm!